Te despre toată inima, pe inima ta și zici, închizi ochii și îndrepti privirea interioară spre inima. Inima nu este aceea care, inima nu este locuie aici chiar, de aici chiar, unde bate inima noastră, ci undeva deasupra, aici cu inimii spirituale. Dacă face această legătură, atunci mintea și urmează sfatul duhovnicesc al inimii și toată ființa ta se va acolo. Și atunci, într-adevăr, puterea rugăciunii poate schimba munții, poate muta munții. Nu o să ajungem la asta, dar măcar cât de cât, organizați-vă rugăciunea în așa fel încât să vă rugați cu mintea și cu inima. Când te rogi, hai să simți o căldură. Când te rogi cu adevărat. Când mintea ta covoară în inimă, hai să simți o căldură. Dacă această căldură vine de jos, în sus, este de la diavol, nu o lăsați să fugiți. Dacă această căldură vine din sus în jos, sau se lucrează direct, deci fără trece prin partea inferioară a corpului, se lucrează aici, atunci este Duhul lui Dumnezeu care se reușește în tine. S-ar putea să ajungeți la asta. După multe vreme, nu fac o prezentare pe cine intrată. Iisus cel mai așa ascult, că ne-a lucrează. Rugați-vă de 5 minute. În 5 minute să nu se bată mintea ta niciun gând, decât numai gândul la Dumnezeu, decât numai să simți cum fâlfie împrejur capului tău prezența Duhului Sfânt. Și apoi, altădată o să vorbesc mai prag de rugăciunea inimii, și apoi să simți cum Duhul Sfânt te vizitează, rar, apoi mai des, apoi mai des, până când rămâne mult timp în inima ta. Am văzut un om. Un om care făcea rugăciunea inimii. Era părintele Ghiuș. Era bătrân, slujea foarte rar, în cauza bătrâneții. Străia la meseria Cernica. Și când îl vedeai umblând pe aleile Cernicăi sau în biserică, era ca un sfârfat, nu atingea pământul. Avea o față, deși nu zâmbea, avea o față luminoasă și zâmbitoare. Am avut o revelație cu el când m-am dus la Cernica și am spus la el, și el era, nu știu, vrea să te aduc colț, cam așa era un scaun acolo pe tine, în penumbră. Era un cel mai umbrit colț de la altar. Și pe cât avansa rugăciunea, pe atât colțul părintelui se lumina. Te uitai la dânsul și nu vedeai aureolă, dar vedeai că toată zona aceea colțul de satel era mai luminoasă decât altarul a luminat cu lumânea lui, era cu pecul. Și am înțeles atunci ce înseamnă practicarea rugăciunii inimii. Știam de el că practic, toată lumea știa că practicarea rugăciunii inimii, dar că a ajuns la forme așa de înalte, încât prin rugăciunea pe care o spunea inima lui tot timpul și mintea lui să creeze lumea aceasta din jurul lui, a fost ceva de minune. Cărbări spun că atunci când faci rugăciunea inimii și ai ajuns la rugăciunea desăvârșită, poți să predici, poți să vorbești cu cineva, poți să vinzi lumânări, poți să faci alte lucruri, să sapi în grădină sau să crești flori, iar inima ta și mintea ta cântă tot timpul, Doamne, să vii situații Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, Hristos. Tot timpul, fără întrerupere și fără despărțire de Dumnezeu. Ca și când mintea s-ar secționa în două, una care lucrează ceea ce face rugăciunea și alta care ține legătura cu Dumnezeu, fără întrerupere. Nu ne va trebui nouă să ajungem acolo, dar Dumnezeu este mare. Duhul Dumnezeu face toate. Acum facem nimeni. Sunt două? Da. Diferite, da? Da. Aleluia, aleluia, aleluia.
Constantin, de 10 luni și neveica cu tot neamul cea dormit Ion, cu neamul său cea dormit Irene, cu neamul său cea dormit Ileana, cu neamul său cea dormit Gheorghe, cu neamul său cea dormit, pentru ca să le se ierte rău toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, mila lui Dumnezeu, Împărăția Cerului și Eterna păcătorilor lor, la Hristos Împăratul, Cel fără de moarte și Dumnezeu nostru să cerem, Domnului să ne rugăm. Pentru viața mea tale, Doamne, odihnește sufletele adormiței Tăi, Ion cu neamul său ce-a dormit, Ilie cu neamul său ce-a dormit, Leana cu neamul său, Ileana cu neamul său ce-a dormit, Gheorghe cu neamul său ce-a dormit, Anica, moarte, 20 de ani cu neamul său ce-a dormit, Constantin, multe zile cu neamul său ce-a dormit, și Cădeica cu neamul său ce-a dormit, și așa de pe toți în loc luminat, în loc de verdeată, în gândină, îi le-a fugit toată durerea de stare și susținut. Să fie așa la cu cuvântul sau cu lucruri sau cuvântul ca un bun de oameni, viitor Dumnezeu ia. Dumnezeu să ia, Dumnezeu să ia. Dumnezeu care te vețuiați, păcătuiați, mă, tu singur să te păcăteați, păcat, dreptatea ta e dreptate în viață, că tu ești adevărul, putejibirea viața și odihna sufletele adunției Tăi, Hristoase, Dumnezeu nostru, de slavă să ne înțelepem și învățim ca Părinte și ca Sfântului și Bunului, de viața de Tăi Tău, Duh, acum și tu, și în veci, în veci, în veci, I am.
viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică sfinților, aceluia cu dea din sunet mucenicilor, vă rugați să ne dăruiască nouă desfecare datorilor. Blestariu lor, tâșmir prisa, you that painfully walked the narrow road, all who during life took up the cross as a yoke, and in faith followed me, come receive heavenly crowns, and those things prepared for you. Bine ești, Cuvântul, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Chipul slavei tale celei negrăite sunt, moștenirea cea dorită dăruiește-mi, făcându-mă pe mine iarăși cetățean al Raiului. Blestărilor lor, tâșmir prisăți, restul servanți o gane stabiliște-mi în paradais. For the choir of saints and right now shine stars, for Lord, raise your servants who has fallen asleep, overlooking all their transgression. Bine ești, Cuvânta, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cel la ce cu mâna dintr-o neființă mai zidit și cu chipul tău cel dumnezeiesc mai cinstit. Iar pentru călcarea poruncii iarăși m-ai întors în pământul din care le-am fost luat. La cel după asemănare mă ridică cu frumusețea cea din tâi, iar și podobindu-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o Dumnezeire întregi străluci, cu bună credință să lăudă strigând. Sfântești, Părinte, fără de început, fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi care cu credință slujim ție și ne scoate din focul cel de veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te curată, ce ai născut pe Dumnezeu cu drum spre mântuirea tuturor. Căci neamul omenesc a aflat mântuirea prin tine și noi să aflăm raiul. Născătoare de Dumnezeu curată, Aleluia, Aleluia.
Slavă fericoșilor tăi, Bunule, și ne-ai întărit pe Doamne piatra mărturisirii tale. Marea vieții văzând înălțându-se de vitorul ispitelor, la limonul tău ce vin ale gânzbică pe tine, suntem zidiști la acelea cum mai va merge, precum ai porcit ce mai zici, mi-ai spus că pământ ești mai merge, toți pământele mergem. Făcându-i de copare cântare, aleluia, aleluia, aleluia! Tu Sfinții odihnește, Hristoase, Doamne și Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai dat Sfinților Tău și Apostolii Tine, Împărăției Cerurilor, răbăsunte via Ta, cea de-a treia zi, cu Harul Tău, le-ai dăruit puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte dinge pe pământ s-au legat și tot așa, să fie dezlegate și în cer câte dinge pe pământ s-au dezlegat. Ceea ce bine spune Ta iubire de oameni, ne-am zis și pe noi smericile vregilor mii tăi preoți, să fim o știitura ce o să vrea să har și darul Tău. Toți prea bune prate, prin mine, smeritul nevricul cu două preot, iartă rugilor aceștia, Anica de care m-ați vrut 20 de ani, Constantin de 10 luni, mor, Revei ca neamul lor ce-a dormit, Ion cu neamul său ce-a dormit, Ire cu neamul său ce-a dormit, Deana cu neamul său ce-a dormit, Gheorghe cu neamul său ce-a dormit. Și iartă-le, Doamne, tot ce-a grijit la această viață care niște oameni, cu cuvântul sau cu lucrul sau cu gândul, de gândul ce gătură poți să-mi luci echipa asupra lor care înșiși, din mânie, sau din alte pricine s-au legat pe sineși, sau de la arhiereu s-au dat cineva să o legare pe aceasta prin pisma și pe de aur. Trebuiește prea bune și multiprostive ca sufletul să așeze cu Sfinții la viața până pe ție, iar tu putea fi licenții de tine, că vine cumva și prea mărite acum și cu Lurion, și în veci, în veci, în lor. Amin! Slavă-ți, Hristoase, Dumnezeu nostru, de la noastră, slavă-ți, binecuvintează! Cel de Dimos Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru căciune prea curate, Maicii Sarele Sfinților și tot răudatul Apostol, cu puterea acestei alții păduci, vorbeați Sfânt așa de mânt, cu căciune Sfântului și de Piulază, cea fantazia via Dimos, ca și cum noi fost mort, sufletul adormit, pe săi Ion, cu neamul său cea dormit, ei cu neamul său cea dormit, Leana, cu neamul său, cea dormit, Gheorghe, cu neamul său, cea dormit, Anica, moară 20 de ani, Constantin, de 10 luni și Revica,
Ne-am rugat cea dumite, în sânul lui Avram să ieșeze, Sfinții să-i odihnească, iar pe noi să crească om bun și de oameni iubitori. Amin. Să-i ajutați de veci, de odihnă Doamne, suflete roadă mii tăi, Panica, Doamne, să-i odihnească, Constantin, odihnă și ce bine de veca, ne-am rugat cea dumite, Ion cu neamul, Ide cu neamul, Leamna cu neamul și Gheori cu neamul lor cea dobit. Și ne fără-l vești că pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, mântuiește-ne pe noi. Amin.